Și discutăm mai multe despre aceste ieftiniri, dar și despre zvonurile potrivit cărora retailerii ar putea crește prețurile la alte produse decât cele 14 pentru a recupera din pierderi. Cu Elena Cristian, analist economic. Bună ziua! Bună ziua! O să vă rog să le explicăm celor care ne urmăresc, pentru că practic toți vom fi beneficiarii acestei măsuri. Cum va fi recalculat prețul pâinii, de exemplu, pentru că ea se numără printre produsele vizate, printre produsele de bază? Ziceți că vom fi toți beneficiari acestor măsuri? Păi eu nu prea cred, pentru că mulți dintre acești căi nu sunt prezenți în aproape jumătate din țară. În zonele rurale, unde sunt magazinele sătești și în alte, multe alte zone, nu sunt prezenți acești căile. Prin urmare, nu există obligativitatea plafonării adaosului comercial, așa că nu cred că vom beneficia chiar tot, să spun, ca să vă citesc. Sigur, n-aș vrea să fiu contra, cum se spune, și cei de acasă să înțeleagă că suntem împotriva unei astfel de măsuri. Nu suntem, din potrivă, o susținem, doar că mie mi se pare că nici nu vreau să le dau speranțe să spun că de mâine vor mânca mai ieftin, pentru că nu va fi așa. Cu siguranță aceste produse, vorbim despre un număr limitat de produse, vorbim despre produse care cu siguranță nu se vor găsi în orice moment, în fiecare magazin în care intră fiecare, orice român. Vorbim despre produse care, nu știu, diferența dintre merele care sunt ambalate și merele vrac, dintre puiul cu carcasă și puiul fără carcasă, dintre pulpa cu os și pulpa fără os. Deci sunt o grămadă de alte informații, de alte detalii pe la care trebuie să fie foarte atenți și sigur să nu trebuie să ne așteptăm, cei de acasă nu trebuie să se aștepte că de mâine lucrurile vor intra așa într-o, cum să spun, într-o ieftinire continuă și viața va fi mai ușoară. Pentru că există și o mică capcană în această ordonanță, de fapt există mai multe, dar mică așa, invizibilă, când se spune că adaosul comercial de 5% este peste cheltuielile operaționale. Păi și cum vedem noi că nu se umflă acele cheltuieli operaționale? Pentru că prețurile la energie, la combustibil, la toate celelalte care fac parte din acest, din acest cost operațional, fluctuează de la o perioadă la alta. Deși este greu de spus dacă în cele 3 luni test, aceste 14 categorii, un număr limitat de categorii de alimente se vor ieftini. Eu nu cred, personal nu cred. Cred că vom vedea diferențe foarte mici. Cred că această listă nu trebuia gândită așa. Cred că nu s-a pornit deloc de la coșul real de consum al românilor, de la ceea ce consumă românii în mod real. Și pentru că dacă se pornea de acolo, probabil că era mult mai ușor să simțim această ieftinire. Deci eu cred cumva că a fost făcută pe repede înainte. Vom vedea peste 3 luni, dar eu zic să nu avem așteptări foarte mari. Și credeți că este posibil ca după aceste 3 luni, așa cum se zvonește, să vedem creșteri și mai mari de prețuri, adică să aibă un efect contrar măsurile pe care le propun acum guvernanții, sau să încerce să recupereze retailerii la celelalte produse care nu sunt incluse în categoria celor de bază? Modelul este cumva similar cu cel din Ungaria. Și în Ungaria s-a încercat asta și rezultatul a fost dezastruos. Rata inflației a luat-o la vale, a urcat la cer, n-a luat-o la vale, a crescut foarte mult. Prețurile alimentelor care nu intrau în această listă au crescut foarte mult și practic s-a ajuns până la urmă la scumpiri foarte, foarte mari. Nu este modelul din Franța. O să spună, uite, în Franța a funcționat. În Franța este cu totul alt model și a fost gândit cu totul altfel acest model de susținere pentru alimentele de bază. Cred că, nu știu ce se va întâmpla peste 3 luni, dar eu cred că cred că retailerii nu vor rămâne în pierdere. N-au cum să rămână în pierdere, au costuri și atunci probabil că își vor recupera aceste reduceri de adaos comercial din alte produse. Dar, repet, să nu ne așteptăm să găsim aceste produse, această listă de produse pe raft în orice moment când intrăm într-un magazin, pentru că nu se va întâmpla asta. Și facem pariu că va fi o nebunie. Oamenii se vor repezi, își vor face stocuri, vor cumpăra, va fi o nebunie. Pentru că dacă te duci la raft și găsești cartonul cu 10 ouă și nu știu, mai sunt 2 și le vezi pe cele cu 6 care, ce să vezi, nu intră pe listă. De parcă n-ar fi aceleași ouă sau cele cu 30 sau cum mai sunt ambalate. Deci va fi o nebunie. Eu cred că primul instinct va fi acela de haide să cumpărăm cât mai mult ca să avem pe perioada acolo unde se vor găsi aceste produse. Apoi va începe vânătoarea de produse. Mi este și milă, vin că
încălzurile de bieții pensionari care vor merge de la un magazin la altul ca să găsească toate aceste produse. Repet, această ordonanță nu este bine făcută și nu o spun doar eu, nu sunt specialist în toate aceste lucruri, o spun cei care se pricep, chiar și retailer o spun, nu este bine făcută și cred că trebuia gândită mai mult.